Salut, raci! Voi face citirea pentru luna nouă în Capricorn, o lună nouă care se perfectează pe 23 noiembrie, în casa șaptea voastră a contractelor, a asocierilor, dar și a proceselor. Este o lună nouă într-o, să zicem, zodie unde avem și un stelium. Acest aspect este discutat mai mult la horoscop, dar eu am spus că acest stelium era pe cale de a se forma de săptămâna trecută, deci este un aspect în care veți afla un adevăr. Adevărul va ieși la lumină, fie că e dintr-un contract, fie că este dintr-un proces, ceva. Și va aduce o schimbare, o schimbare surprinzătoare pentru voi. Haideți să vedem. Sfatul tarotului ermetic pentru această situație. Un rege de monede, o regină de monede și judecată. Deci aici ar trebui să vă gândiți la o persoană la care vreți să apelați probabil să primiți niște bani. Fie că unii dintre voi ați fi tentați să mergeți la o bancă. Unii sunteți tentați să luați un împrumut de la un șef, de la un prieten, de la un rege de monede cu ascendent zodie în taur. O persoană care poate să vă ofere acest împrumut este un rege bun, un rege care vă ajută și poate să vă dea acest ajutor pecuniar sau pentru o femeie poate fi și o relație. În schimb, regina de monede, vorbim de o femeie în vârstă, o femeie cu ascendent zodie sau lună plină în Capricorn, avem semnele Capricornului, așa cum la bărbat aveam semnele Taurului, aici le avem pe ale Capricornului. Este o femeie care este foarte creativă, are multe inițiative, ea tot timpul face ceva și se descurcă cu banii. Vă gândiți să apelați la ea pentru a primi niște bani, pentru a vă ajuta. Întotdeauna ea nu strângea averi pentru ea, dar poate își mai satisface micile ei plăceri, în rest s-ar putea să încerce să vă ajute și să primiți acești bani. Cu alte cuvinte, judecata va aduce o schimbare, o schimbare pe care și voi o gândiți și o analizați și mai ales sub această, să zicem, influență a banilor pe care îi primiți. E vă dă o stare de bine. Dar această judecată poate să vă ducă să gândiți să schimbați ceva într-un contract, să schimbați ceva legat de o asociere sau poate chiar o schimbare legată de un proces. Deci aici apare această schimbare pentru voi. Haideți să vedem ce spun și runele pentru raci. Aceasta a fost. Restul n-au căzut semnificativ. Asta. Asta nu. Nu. Nici voi nu aveți foarte multe rune, ia uitați.
Asta este o rună benefică. Haideți să le așezăm. Acum aici aveți o situație în care ceva, să zicem, de ciocanul lui Thor, fiind răsturnat, am putea spune că voi ați luat o decizie. Poate că cineva v-a dat așa o informație întreagă, dar n-ați ținut cont de această informație și acum sunteți într-o situație foarte dificilă. Decizia voi ați luat-o, dar nu ați mers decât spre încurcături, probleme, situații dificile. Am putea spune că această, să zicem, hotărârea pe care ați luat-o este greu de ieșit din această decizie greșită, fiindcă nu vedeți soluții. Orice ați începe, apare un blocaj. Și aveți aici două rune care sunt de blocaj. Aceasta este grindina, care spune clar că orice ați încerca, orice ați face, se fărâmițează și apar mai multe blocaje și înghețate. Deci rămân în această situație. Această rună spune că ar trebui să aveți răbdare, să așteptați sau să căutați, așa cum dă sfatul și această rună, ciocanului Thor, să căutați o persoană dispusă să vă ajute, o persoană calificată în problema voastră. Și atunci veți putea găsi, sau cel puțin veți putea să estimați ce să încercați să faceți pentru a ieși din această situație. Și aici este o rună foarte bună a schimbării. Este o rună care pozitivează această situație, o rună care vă ajută. Am putea spune că divinitatea vă întinde o mână, vă ajută să încheiați un contract, o asociere, un proces și această încheiere să fie chiar în avantajul vostru și acum, după ce încheiați această situație, să puteți să vă pregătiți pentru o schimbare. Să vină o schimbare foarte importantă în viața voastră, o schimbare cu 180 de grade, adică nu veți mai face ce ați făcut până acum, veți face cu totul altceva. Deci, să presupunem, ați avut un contract de colaborare cu cineva. Și acum nu veți găsi un contract stabil în care vi se fixează clar ce sarcini aveți sau așa am zis, da. Dar poate fi și o relație care intră în viața voastră și va duce o schimbare foarte importantă. Deci așteptați-vă la o schimbare benefică. Și am putea zice că este ca un fel de piatră de hotar. De aici încolo, viața voastră va căpăta o altă turnură, un alt aspect. Veți face altceva, va fi o schimbare surprinzătoare. Eu vă doresc și uitați aici schimbarea și cele două persoane care eu am spus că sunt doi regi care sunt de bază, adică cei care vă pot ajuta. Deci, eu vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă urez la mulți ani, împliniri, sănătate, tot ce vă doriți.